Mulțumim că ați venit la această ceremonie militară și religioasă cu ocazia Zilei Dobrogei. Pe timpul desfășurării activităților se vor respecta regulile de distanțare reglementate în vigoare la nivel național privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Dobrogei se sărbătorește în fiecare an la data de 14 noiembrie pentru a consemna restabilirea în anul 1878 a autorității statului român asupra acestei provincii istorice românești. Revenirea Dobrogei la patria mamă, în urma războiului de independență din anii 1877-1878, poate fi considerată ca fiind cel de-al doilea element principal al procesului de coagulare a metrii pătrați ai teritoriului dobrogean românesc, la Mare Neagră, sunt în area de responsabilitate a forțelor navale române. Forțele navale române vor marca ziua Dobrogei printr-o serie de evenimente care vor avea loc la Tulcea și Constanța. În garnizoana Tulcea, militarii vor participa astăzi al de flotilă Valentin Iacoblev. Onorată asistență, stimați invitați, dăm citire cu ocazia Zilei Dobrogei mesajului șefului statului major a forțelor navale, al Academiei Navale Mircea cel Bătrân, Emanuel Bolea, și preotul militar al Brigăzii Nouă Mecanizate Mărășești. Slavă Sfintei și cere de o ființă și de viață făcătoare. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșelilor noastre. Și ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean. Toată este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Pașilor și ai satelor și pentru intrare de Iisus armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.